asistență, proiectul Drumul de Glorie a Armatei Române în timpul primului război mondial ne oferă acest fericit prilej de a organiza un moment festiv deosebit. Participă la el personalități marcante ale vieții politice și culturale din România, mulțumindu-le pentru prezența dumneavoastră lor la acest eveniment, îmi face o deosebită plăcere să îi prezint. Domnul Ioannis Maronitis, președinte al grupului UNESCO pentru Pireu și Insule și vicepreședinte al Federației Asociației Centrelor UNESCO, responsabil pentru Europa și America de Nord. Domnia sa este însoțit de domnul Panagiotis Capsulis, primarul din Misolonghi, o localitate istorică a Greciei, acolo unde poetul Byron a murit la 19 aprilie 1834 și a fost declarat un erou al Greciei, și domnul Terzakis Manolis, viceprimarul aceleiași localități. Excelența sa, Dan Ben Eliezer, domnul ambasador al statului Israel la București. Doamna Rovana Plump, ministrul mediului și al pădurilor. Domnul Dan Șova, ministru pentru relația cu Parlamentul. Domnul senator Miron Mitrea și domnul Petru Filip. Doamna deputat Manuela Mitrea, domnii deputați Cristian Dumitrescu și Ciprian Nica. Sunt de asemenea prezenți alături de noi domnul Cătălin Popescu, prefectul județului Vracea, și domnul subprefect Cristi Misăilă. Acest proiect de suflet al domnului președinte Oprișan este cel mai mare proiect pe care l-a cunoscut Vrancea vreodată, privind monumentele ce fac parte din patrimoniul național cultural. Toate mausoleele Vrancii, și sunt patru la nume, ne mândrim cu faptul că în acest județ există patru astfel de însemne lăsate de generația care a creat România Mare, au lăsat viitorime aceste însemne, se află pe teritoriul nostru, la Mărășești, Mărăști, Sovejea și Focșan Sud. N-am decât să-mi exprim gratitudinea pentru stăruința domnului președinte Marian Oprișan de a asigura patrimoniului cultural național existent în județul Vrancea, în așa fel încât toate acestea să fie un motiv de mândrie națională. Am să-l rog pe domnul ministru să ne spună câteva cuvinte în cadrul acestui moment festiv. Vă rog, domnule ministru. Vă mulțumesc, domnule președinte Oprișan, domnule ambasador, stimați colegi. Este o mândrie pentru mine să am ocazia să vorbesc la inaugurarea unor lucrări atât de importante. Aș vrea să rememorez pentru toată lumea că cele patru mauzolee la care s-a referit antevorbitorul meu, acoperă o jertfă de sânge a românilor care a dus la crearea statului național unitar modern român. Și am să vă reamintesc tuturor, pentru că s-a comentat aici că dragostea de țară poate astăzi are o importanță mai mică în cuvinte. Și vreau să mă opun aceste idei. Tinerii noștri, cei de față, cei bătrâni, cu toții știu, cu toții învață la școală, că războiul pentru întregirea țării a început cu dezastrul armatei române de la Turtucaia, când românii au fost copleșiți de armatele lui Mackenzie. În timpul în care noi vorbim, s-a desfășurat prima bătălie de la Oituz, între 11-27 octombrie 1916, când generalul Ieremia Grigorescu, conducând divizia 15, divizia de fier, a lansat celebra formulă "Pe aici nu se trece", în prima bătălie de la Oituz. Și vreau să vă reamintesc că ieri, 18 octombrie, s-au împlinit 96 de ani de când deputatul român în Parlamentul de la Budapesta, Alexandru Vaida Voievod, citea în fața Parlamentului de la Budapesta Declarația de Independență a Transilvaniei. Și Declarația de Independență a Transilvaniei, ca și Independența Basarabiei, a Bucovinei și posibilitatea unirii de la 1 decembrie 1918, a fost posibilă
datorită morților noștri, a răniților noștri, a dispăriților noștri, de la Turtucaia, de pe Iul, de pe Neajdor, de pe Argeș, de la Mărășeș, de la Mărești, de la Oituz, nimeni nu a dat României mari nici independența, nici unitatea, nici integritatea. Totul se datorează celor care au murit aici. Și gestul și preocuparea președintelui Consiliului Județean Vrancea, a domnului Mariano Crișan, a autorităților locale, implicarea lor în renovarea acestor monumente, a căror importanță este uriașă în condițiile în care România nu are un panteon al eroilor neamului sau al personalităților acestei țări. Cum are Franța, de exemplu. Noi nu avem așa ceva. Ori în acest context, în care istoria României trebuie cunoscută de toată lumea, implicarea autorităților locale și a președintelui Consiliului Județean Mariano Crișan este un lucru extraordinar și sper ca multe alte autorități locale și chiar autoritatea centrală să ia exemplu din acest lucru și să se preocupe de toate monumentele care aduc aminte despre ce înseamnă istoria națională și dragostea de țară. Vreau să-i mulțumesc în numele românilor lui Mariano Crișan și în nume personal pentru că m-am luat astăzi aici. Vreau să îi mulțumesc în primul rând lui Mariano Crișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, care împreună cu echipa sa, care de atâta timp știu că sunt implicați în tot ceea ce înseamnă viață, viață mai bună a comunităților locale, au reușit astăzi să ne facă să trăim momente speciale. Momente încărcate de istorie, momente pe care fiecare, atunci când le trăim, ne gândim la tot ceea ce înseamnă valoare, valoarea neamului nostru. Mariano Crișan, îți mulțumim și eu personal îți mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru comunitate, pentru protejarea patrimoniului cultural și felicitări. Am să-l invit acum pe domnul Ioannis Maronitis, președintele grupului UNESCO pentru Silesia și Insule și vicepreședinte al Federației Asociației Centrul UNESCO, responsabilul pentru Europa și America de Nord, să ia cuvântul în cadrul acestei acestei. Emilie Nedra și din Menos. Este foarte emoționat. Publicul Mendoza și Anatoșa și Nădicu Coro. Că se găsește într-un loc așa de important. Iadivoria Nos la U, Iadivoria Fis Evropius. Unde aici arată tot drumul a marilor eroi ai țării dumneavoastră. Ia Pimirini, Ia Pobolbismol și Ia Pornambru. Și totul care s-a făcut pentru pace, pentru om și pentru libertate. Bun. Θα έλεγα ότι ο υπερνομάρχης μας, Μαριάν Πρεσάν, είναι μια σημαντική προσωπικότητα και έχει δουλέψει με την ψυχή του για κάτι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για τη χώρα του, για την πατρίδα του αλλά για την παγκόσμια κοινότητα. Ένα μεγάλο έργο ενός μεγάλου άντρα la un om foarte mare și foarte deosebit. Ia un megalo la o. Pentru un popor foarte mare cum este poporul dumneavoastră. Και σε αυτό το έργο έχει αφιερωθεί și la acest program Mariano Crișan și σε αυτό το λόγο το τιμούμε. Și pentru asta, din partea Consiliului UNESCO.
UNESCO Grouch. Clubul UNESCO din insule. Este scris în engleză. The words of Rissan Malian, Herrn Prefektur for the Region of Brazil, for his offer for humanity and peace. The Vice President, the President of UNESCO, Grouch and Ireland, and Vice President of World Federation, Glove Service Association UNESCO, responsible for Europe and North America, Ivan Malian. Te paracalo na vertite. Și încă ceva mai dorește de spus, vreau să mă onorez cu medalia UNESCO. Domnule președinte Marolidis, domnule ambasador, domnilor ministri, doamnelor și domnilor ministri, domnilor, doamnelor și domnilor senatori și deputați, stimați colegi, distinși reprezentanți ai mass media locală și centrală, vă mulțumesc pentru că sunteți extraordinar. Am să vă spun doar câteva lucruri pentru că nu vreau să rostesc un discurs. Emoția mea astăzi mare, mare. Gândindu-mă la înaintașii noștri și la toate sacrificiile pe care ei le-au făcut ca România astăzi să fie o țară întreagă, să fie suverană și ca noi să putem trăi în libertate, pentru că, după părerea mea, libertatea, pacea și prietenia sunt cele mai importante valori pe care ar trebui să le sprijinim cu toții. De 23 de ani pledez pentru temeinicia cu care oamenii politici în România și nu numai ar trebui să cunoască istoria. Din nefericire, mulți nu o fac. Iar aceia care nu o fac, greșesc. Vreau să-i mulțumesc lui Dan Șova și vreau să-l felicit pentru că faptul că știe istorie. Dar istorie știe și Robana Plumb, știe și Miron Mitrea, știe și Petru Filip, știe și Cristian Dumitrescu, știe și domnul ambasador al Israelului și toți cei care își iubesc țara. După părerea mea, patriotismul nu e o noțiune pe care am pierdut-o noi români. Nu trebuie să te înfășori cu tricolorul ca să arăți conaționalilor tăi că ești patriot. Patriotismul trebuie să-l păstrezi în inimă și să demonstrezi semenilor tăi, conaționalilor tăi, că-ți pasă și că-ți iubești țara. Din păcate, mulți membri ai clasei politice românești au uitat de aceste valori și o spun răspicat aici. Nu-și mai iubesc țara. De aceea, noi avem datoria importantă pentru generațiile următoare. Aceea, de a le arăta aceste importante monumente ale patrimoniului cultural și universal. Pentru că mauzoleele Soveja, Mărăști, acolo unde este înmormântat Mareșalul Averescu, Mărășești și Focșani, nu sunt bunuri culturale ale județului Vrancea. Sunt bunuri de patrimoniu cultural național ale României și ale comunității internaționale. Acest patrimoniu aparține Terei. Și acest patrimoniu este dedicat păcii și prieteniei între popoare. De aceea eu cred că
Suveranitatea popoarelor este un lucru sfânt. Și eu cred că noi, cu ajutorul UNESCO și a oamenilor care conduc și compun acest organism extraordinar al lumii contemporane, este de datoria noastră să conservăm și să arătăm generațiilor și generațiilor viitoare ce are mai bun această planetă și să le reliefăm istoria adevărată. Nu mi-am făcut decât datoria și nu vreau să îi îndemn pe colegii mei din toate județele României, Guvernul României, pe primul ministru, pe miniștri, pe parlamentari, pe toți responsabili administrației statului român, că aceasta este singura cale pentru a ne iubi mai mult, pentru a ne respecta mai mult, pentru a fi serioși și pentru a arăta esența poporului nostru, pentru a lăsa moștenire generațiilor viitoare tot ceea ce este necesar să lăsăm. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului Maromides. Pentru mine este inimaginabil faptul că oameni care lucrează pentru UNESCO s-au gândit la cele mai importante lucruri din istoria poporului român. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc domnule ambasador, mulțumesc doamnelor și domnilor miniștri, vă mulțumesc tuturor, dar în primul și în primul rând vreau să le mulțumesc românilor care merită tot ceea ce este mai bun, merită ca și copiii noștri, copiii copiilor noștri să se bucure și să vadă și să privească cu respect ceea ce înaintașii noștri au făcut pentru patrimoniul cultural universal. Nu pot să nu o las pe Cate să vorbească astăzi. Fără îndoială că este pentru mine o onoare și vă mărturisesc cu toată sinceritatea că vin des în Vrancea, având de fiecare dată sentimentul că Vrancea a fost un ținut ales de istorie. Pentru că aici a venit Ștefan cel Mare și s-a legat de Vrancea, aici s-a înfăptuit unirea Moldovei cu țara românească, sorbind Milpovu, care reprezenta granița dintre cele două provincii, și aici s-a scris de asemenea o pagină importantă de istorie. Mărturie stă acest monument absolut excepțional. Faptele acestea de măreție ale generațiilor de înaintași trebuie să stea permanent un exemplu că iată se poate. Că iată, generațiile acestea au scris pagini de istorie, iar noi cei de astăzi nu avem voie să nu ținem seama de această moștenire fantastică pe care ne-au lăsat-o în istorie. Nu pot decât să adresez cu tot respectul mulțumirii instituției extrem de respectate în România, UNESCO. Vreau de asemenea să felicit pe președintele Consiliului Județean, nu numai pentru distinția pe care a primit-o, ci pentru că această distinție reprezintă rezultatul unor strădanii pe care le depune de foarte multă vreme. Am urmărit, chiar dacă nu îi povestesc de fiecare dată, și de fiecare dată îi identific responsabilitatea pe care o are față de istoria Vrancei, față de cei care trăiesc în aceste ținuturi astăzi. Vă felicit și vă urez să nu coborâți ștacheta cu care ne-ați învățat și să ne mai chemați și altă dată să ne bucurăm de lucrurile pe care le realizați. Dumneavoastră tuturor vă doresc să vă bucurați de această zi în Vrancea. Mulțumesc!